primul rând, cred că la Alba Iulia s-a dezvoltat o expertiză pe atragerea de fonduri europene, pentru că este și municipiul reședință de județ cu cele mai multe fonduri atrase pe cap de locuitor. Și asta contează, pentru că nu este neapărat ușor, însă aici au reușit pe foarte multe programe să atragă fonduri europene. Deja știu foarte bine la ce trebuie să te uiți astfel încât să ai succes când încerci să câștigi o finanțare europeană și asta se vede în rezultate absolut spectaculoase, cum este, de exemplu, reabilitarea cetății Alba Carolina. Cetatea Alba Carolina este cea mai mare fortificație de tip uban de la noi din țară. Cu atât mai mult este importantă în toată Europa pentru că are o încărcătură deosebită a componentelor artistice din piatră. Prin programul pe care îl vedeți pe traseul porților, poarta 1, a 2, a 3, a 4 a cetății, cu atâta încărcătură, bineînțeles, este tematica barocului, a cultului personalității pentru Casa de Austria. E foarte greu să reconstitui o fortificație. Să știți că e și mai greu să reconstitui, de pildă, pe Carol al VI-lea, deci bustul lui, imaginea lui și așa mai departe. Însă, armata austriacă, sub comanda căreia s-au executat toate lucrările în Alba Iulia, era foarte riguroasă din acest punct de vedere. Pe ordinele de zi ale armatei, să știți că există în Arhiva de Război de la Viena, în detaliu, până și la cea mai mică cheltuială. În mare parte, detaliile inginerești, arhitecturale, le găsești în arhivă. N-am găsit în arhivă detalii de reconstituirea unei mâini sau completări faciale, în fine, decorurile împăratului sau mai știu eu ce din... Însă am avut suficiente elemente de studiu, din fotografii de epocă, din descrieri de epocă, materiale de arhivă, Arhiva de Război de la Viena. Aceste lucrări din Alba Iulia au adus totuși câteva premii ale Uniunii Europene, ale Comisiei Europene pentru noi și câștigul cel mai mare pe care l-am avut, 2 ani consecutiv, acest monument imens a fost cel mai tranzitat monument din România. Și aici, bineînțeles, toți factorii de dezvoltare economică, tot ce decurge din chestiunea asta, pentru că, într-adevăr, acest monument, cetatea bastionară de tip uban Alba Carolina, este unul dintre motoarele economice ale municipiului nostru, generatoare de profit până la urmă și de aici, bineînțeles, o întreagă infrastructură pe partea hotelieră, pe partea de servicii în turism, alimentație publică și tot ceea ce se poate dezvolta.